La Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, Sfântul Apostol Andrei, în cadrul secției de radioterapie, a fost pus în funcțiune cel de-al doilea accelerator liniar de particule. La acest eveniment, alături de președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a participat și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Valoarea investiției, care include achiziționarea celui de-al doilea accelerator liniar de particule și amenajarea buncărului, este de peste 2,3 milioane de dolari, fonduri de la Banca Mondială, în cadrul unui program derulat de Ministerul Sănătății. Pe lângă vizitarea secției de radioterapie de la Spitalul Județean, ministrul Alexandru Rafila a avut ocazia să discute cu cadrele medicale și să se familiarizeze și cu alte obiective de investiții în domeniul sănătății realizate de Consiliul Județean Galați. Astăzi am vizitat la Spitalul de Pneumoftiziologie clădirea nouă, ambulatorul de specialitate a spitalului. O clădire nouă finanțată și realizată cu fonduri europene prin programul operațional regional, dotată cu aparatură medicală pe care spitalul nu avea. Apoi am vizitat ambulatorul de specialitate al Spitalului Județean, bineînțeles, e vorba despre acea clădire nouă pe care am finalizat-o și în momentul de față acolo funcționează deja cabinetul de oncologie și cabinetul de neurochirurgie. Bineînțeles, apoi am, așa cum v-am mai anunțat, și astăzi am avut onoarea și norocul de a deschide și de a da drumul celui de-al doilea accelerator liniar de particule, pentru că acum 2 ani de zile în urmă am inaugurat și am tăiat panglică pentru primul accelerator liniar de particule. Spitalul Județean are 2 buncăre și la insistențele pe care le-am făcut la Ministerul Sănătății, domnul ministru a acceptat ca la Galați să mai fie dat încă un accelerator liniar de particule pentru radioterapie, tratarea cancerului. Bineînțeles că la ora actuală, și acum trebuie să spunem, chiar dacă noi nu suntem cei care nu, de obicei nu ne lăudăm, dar Galațiul este unul dintre centrele regionale de tratarea cancerului, este unul dintre centrele care la ora actuală are 2 acceleratoare liniare de particule PET-CT pentru diagnosticarea și tratarea cancerului. De la inaugurarea primului accelerator liniar de particule, la Galați au fost realizate aproximativ 37.000 de ședințe de radioterapie. Ministerul Sănătății dorește să dezvolte programele de diagnostic și tratament al cancerului, iar în acest context, noile dotări medicale de la Galați vor juca un rol important în punerea în practică a unor soluții medicale performante. Noi știți bine că avem un program de combatere și control al cancerului. În acest scop am făcut deja un grup de lucru care să sumarizeze pașii de urmat în următoarele 6 luni, începând de la data de 1 ianuarie când legea intră în vigoare, încât până la data de 30 iunie să putem să facem normele la această lege și să putem să aplicăm prevederile legale care sunt prevăzute în Programul Național de Combatere și Control al Cancerului. Până atunci însă nu așteptăm și așa cum în urmă cu 2 săptămâni am fost la Târgu Mureș și acum am venit aici la dumneavoastră, să văd care este situația instalării echipamentelor destinate radioterapie, echipamente moderne. Să știți că sunt cele mai moderne echipamente. Am fost în Israel să vizitez un spital similar care presta servicii de oncologie. Sunt exact aceleași echipamente și în România. Vreau să le mulțumesc colegilor de la Unitatea de Bancă Mondială, din Ministerul Sănătății, care sunt aici prezenți pentru activitate și pentru faptul că am încheiat cu succes acest proiect în valoare de 36 de milioane de euro. 15 astfel de acceleratoare au fost instalate în țară, în 11 locații, 2 dintre ele sunt instalate aici la dumneavoastră, unul cu ceva în timp în urmă, unul acum începe să funcționeze. De ce la Galați și de ce nu în altă parte? Pentru că totdeauna ca să operezi astfel de echipamente ai nevoie de o resursă umană calificată. Galațiul este un oraș important, dincolo de numărul mare de locuitori de aici din zonă, Galați, Brăila, probabil că e al doilea pol demografic al țării după București. Este vorba și de resursa umană calificată, iar facultatea de medicină de aici din localitate poate să pregătească specialiști și
o face încât aceste echipamente să poată să fie operate. Din ceea ce am înțeles și am discutat, circa 3.000 de pacienți sunt tratați anual, o cifră importantă, dar este importantă și această regionalizare sau subregionalizare care să permită accesul la radioterapie de în alt nivel, cum se întâmplă și aici, și mă bucur să, că pacienții au acces la astfel de soluții terapeutice. La nivelul județului Galați se are în vedere dezvoltarea în continuare a serviciilor medicale. La Ministerul Sănătății se află în curs de evaluare pentru finanțare prin PNRR două proiecte ce vizează combaterea infecțiilor intraspitalicești, respectiv modernizarea ambulatoriilor de specialitate.